Sărbătoarea Paștelui. Obiceiuri de Paște. Transformarea unei probleme de adunare în problemă de scădere și invers. Ioana a vopsit 5 ouă, iar Matei 4 ouă. Câte ouă au vopsit cei doi copii? Scrie rezolvarea în casetă. 5, 4. Adică poți să folosesc mine și... Nu, aici ți-o zis ceva, faci aia, da? După aia e să vezi. Plus 4. 6, 7, 8, 9. 9, 9. Mai insiste la copac. Uite, îți dau un alt verde, da? Gata? Haide mai ce faci că e corect pentru ce te chinui. Lasă că ne spălăm după aia. Compune și compune și rezolvă o problemă asemănătoare cu cea de mai sus, transformând problema de adunare în problemă de scădere. Realizează desenul dacă poți și scrie rezolvarea în casetă. Hai să vedem cum putem să facem problema, da? Cu scădere? Da, acum cu scădere, dar imaginându-ne imaginea de sus. Da, adică trebuie să fie exact aici. Da. Deci pe băiat îl chema Matei și pe fată Ioana, da? Hai, cum facem? Ioana? Nu, dar noi trebuie să transformăm problema de adunare în scădere. Cum putem face? Știu. Ioana a scăpat 5 ouă. Da, dar câte ouă sunt în total? Mami, gata. Lasă acolo. Matei a scăpat 4 ouă. Jure, o problemă de scădere, tot timpul începe cu numărul cel mai mare, ok? Mm-hmm. Încearcă-te, lăs, te gândești și când ești pregătită, mă anunți, da? Du-te la joacă. Trebuie să se înnoși acum. Că nu-mi dai seama. Te-ai gândit? Uite, haideți să dăm o leacă mai în spate să ne reamintim, dacă nu știm și nu vrem să ne gândim. Pe o ghirlandă sunt 7 stegulețe. Ghirlanda s-a rupt și cad 2 stegulețe. Câte stegulețe rămân pe ghirlandă? Hai să vedem ce și-o dat Giuri seama. Hai! Ioana a pus un... Ouă pe masă și s-au rostogolit. Câte ouă s-au rostogolit? 4. Păi dacă 4 minus 4 egal, cât e 4 minus 4? Cât e 4 minus 4? Răspunde-mi așa. Și noi dacă trebuie să formăm problema de aici în scădere, cum o putem face? Din ce scădem? Din 5. Mama, problema asta o transformăm în scădere, mama. Care e numărul cel mai mare din imagine? 9. Așa, cum putem să vorbim despre cifra 9? Ce fac copiii? Câți copii sunt? Nici o Ioana, Giulie. Bine. Sunt doi copii, mama. Bine. Așa, dar compune problema. Bine.
5. Giuri, tu zici corect în gând și mie îmi zici alte prostii, mama. Dar hai o leacă, gândește-te și ceea ce gândești, zic cu glas tare, că zici bine în gândul tău, că te aud aici șotind. Ce ai zis mai înainte în gând? Sunt nouă. Aha. Deci în gând ne gândim bine, da? Pe masă. Ok. Au căzut 5 ouă. Da, au căzut 5 ouă. Și s-au spart. Așa. Câte ouă sunt? Câte ouă au rămas pe masă? Da, câte ouă au rămas pe masă? Semnal întrebării. Haideți să scriem aici ceea ce mi-ai zis și tu și după aia rezolv desenul. Acum ai înțeles ceea ce trebuie să faci? Asta este tubia. Asta este... O să trebuiască să fac o masă mult mai mare. Dar poți să faci și ouăle mult mai mici. Da. Pune-i de. Nici chiar așa de mare e o masă. Două? Da. Ai venit tot? Ai venit ceva? Da. Ce? Una albă? Ce faci, mama, acolo? Ai, fac pe ăștia, ca și cum au pus ouă. Nu trebuie să te chinui, mama. Sunt 9 ouă pe masă, da? Au căzut 5 ouă. Ai zis cumva ceva de copii? Nu. Păi nu ai zis nimica. Încearcă să-ți simplifici munca. Eu dacă ți-aduc acum niște ouă, eu nu pot să fiu aici, dar ele se pot rostogoli dacă eu nu le pun cum trebuie. Giulie, uită-te aici și vezi ce am scris eu, da? Sunt... Ce cifră e asta? 9 ouă. Și cât te-o căzut? 5. Păi scrie aici rezolvarea problemei. Mami, am fac nașa. Bravo, păi. Uite și arată și uita. Tati! Uite, acum m-am prins. Cinci minus cinci, șase, șapte, opt, nouă. Minus cinci. Lasă-o la mine, la birou. Nu, o duci la mine la birou, da? Nu te fiți face magazin. Doi, trei,
Pa, da, mă. Una, două, trei, patru. Hai de pun. Patru. Două, trei, patru, cinci. Ca și cum că ăsta s-a spart. Dar toate care au căzut s-a spart, nu? Și mai sunt și colorate. Asta e că e colorat. Da, Giulia. Gata? Decorează ouăle folosind linii verticale, orizontale și oblice. Deci câte ouă avem? 1, 2, 3, 4. Ok, trasează linii de diferite culori, da? Sau știi ce poți face? Colorezi mai întâi toate ouăle cu o culoare și după aia tragi liniile, nu? O culoare? Fiecare ouă să alegi o culoare la el, da? Adică fiecare ouă are un model, adică un ou are așa, da. Adică iau așa, da. Jos. Deci avem așa linia verticală de sus în jos, da? Linia orizontală, da? Și linia oblică. Așa, da. Hai. Thank you.
aici e un roșu. Eu trebuie să apăs o leagă mai tare. Stințele acolo. Stințele. Acum se înțelege. Deci, acum ce e stilou sau pixul, ștragi linii orizontali, oblici, verticali. No, da, începi de aici, Giulie. De încă poate să treacă. Acum... Și zice după aia așa. Scrie în casetă un număr cu doi mai mult decât numărul lor. Adică să pun două, încă două? Da, să scrii cu doi mai mult. Deci cât trebuie să scrii? 6. Așa. Uite. Ca să nu plecăm chiar așa adormiți de la partea asta de aici, ia uite, aici zic așa. Erau doi copii la biserică și au mai venit doi. Câți copii ești în total? 4. Așa, și acum fă-mi problema care ți-am zis-o eu în scădere. Cum faci? 2. Da, dar cum zici problema? 2 copii? Sunt 4 copii. Da. 2 copii au plecat. Câți copii au rămas? Păi și răspundem 2. Ei bine că ai înțeles problema, da? Măcar n-am